Hala, își filmează degeaba. E mușiatul blond, Alei? Bună seara. E cazină de bobiști. Alei. Bună seara. Detectiv Vasile Bucean. Mă numesc Particular sub acoperire. Hai, filmează-mă că sunt documentele. Pașaport camel nu are nimeni verde, voi aveți roșu. Așa. Ca la nebuni. Așa. Zăniam. Trage o marihuana acum. Zandauder. Ai fost la tu cafe? Eu dracu și-o și muzica, dracu. Oprește-a, mă! Dacă trag un fum, zici că-s nebun. Să-ți trag eu una în bucăție. Băi, ce-am auzit în satul ăsta? Că femei bătute sunt pe YouTube.com. Vasile Pucea are pagina Vasile Pucea, detectivul. Și sunt cetățeni cu animale. Filma. Da. Băi, domnul Gigi Becali, maimuță curentă de... Uite-te în ochii mei, nenorocitule, că și eu mă uit în ochii tăi. Dacă stai cu mine la masă? Băi, bolnavule, dacă stai cu mine la masă, aflu ceea ce însuci tu nu știi despre tine. Băi, nenorocitule. Băi, javră de coordonare. Mai tare, mai tare. Norocul Vadim Tudor că te-a băgat pe liste și a ieșit parlamentar european. Măi, javră ordinară. Ai spus că tu ești recunoscut Parlamentul European, nu-ți bagi eticheta de... la gât, ți-o bag eu, mă, cătușile la mâini, mă, nenorocitule. Măi, javră, dracu, ordinară, să nu uiți asta, cum n-ai trimis pe TS Ponte cu valiza 1 milion de euro, mie să-mi aduci 2 milioane de euro dacă vrei să scapi la pușcărie. Da, mă, nenorocitule. Băi, nenorocitule, poți să trimiți mai tare 10 mașini de mascați, că pe mine nu mă prins, mă, nenorocitule, că sunt invizibil. Detectiv invizibil, bă, nenorocitule. Chiar dacă trimiți mascați, chiar dacă trimiți mascați, plecați din parcare, că dau un interviu acum. Așa? Eu sunt precaut, mă, nenorocitule. Băi, nenorocitule, ai un testament lăsat de-al tata tău mort, măi, nenorocitule. L-a ascuns, nu? Eu îl scot în evidență. Măi, măi, maimuță ordinară, uite-te la mine ce ziara în mână, mână. Mă curva, dracu, mă zdreamță, dracu, zdreamță. Uite-te aici, citește-mă, bolnavule, ce scrie aici pe ultima pagină. Filmează-mă ce scrie aici, măi, Gigi Becali. Uite ce scrie aici. Aveți un pont sunat la... Păi dacă sunt la cancan și ăștia îmi dă 20.000 de dolari, îmi dau pontul, mă, nenorocitule. Nu râde-mă ca curva aia. Ce scrie aici? Mă, scrie... Aveți un pont sunat la... Am dreptate? Păi dacă sun și vine ea și îmi dă 10.000 de euro, Gigi Becali, te-am vândut pe 10.000 de euro. Cine vorbește, mă? Aici? Pasă de la aeroport? Să-mi fac pula în aeroportul vostru. Bă, ai înțeles? Tu-ți dai seama cu cine ai de-a face, mă? Ce dracu? Vasile Bocea, nu? Bă, bă, maimuță curentată! Băi, arestatule! Băi, nenorocitule! Mă fugă telefonul din mână de aici. Nu te-a arestat! Nu te-a arestat Băsescu din ordinul lui! Te-a arestat PSD-ul, mă, nenorocitule, ca să te salveze Vadim Tudor, să te prindă în brațe ca un bebeluș, să te bagă pe listele lui, maimuță curentată, că Vadim Tudor n-avea voturi și avea nevoie de voturile tale. Din aia te-a băgat pe listă, băi, Gigi Becali, măi, maimuță curentată. Te, drag, când dansezi, dansezi ca o maimuță curentată. Te-am văzut și la televizor, du, te, drag. El, drag, când dansa, el, drag, ce dansează? E, ritualul macedonesc. Ești în pizda, mă, te cu macedonii tăi cu tot. Nesimțitule, papagalule. Cu tenuhii macedonii. Parlamentarule. European. Ceapeu, tenuhii macedonii. Cine? Tu. Eu? Eu sunt musulman, bă. Fratele, salam aleikum, salam aleikum. Bune. Sunt în Ankara. Bune. Ortodox musulman.
Salam aleikum, să mânzi berbecul. Salam aleikum, să mânzi berbecul. Snimbă-ți berbecul. Bă, ia filmați-mă. Băi, fratele, salam aleikum. Filmează și pe frate. Filmează la invers, mă. Bă, bine. Dă puțin mie. Nu îl da, mă. Zâmbeală-i, zâmbeală-i. Gata-le, Doamne, și-am telefonul, că am dat un interviu. Nu să mai filmezi. Hai, lei, te filmezi mini. Nu, mă, să mai filmezi ești. Nu te filmezi mini. Fu, pune mâna la gură când tușei. Dai că dai porcină. Hale! Băi, ia dați-mi un leu. Ia dați-mi un leu. Să mă filmați cum mănânc un usturoi cu ciocolată. Hai. Dați-mă un leu. Ai usturoi cu ciocolată? Da. Ai la tine? Nu, la magazin, dacă îmi dați un leu, cum? Când tu cumperi și usturoi ciocolată cu un leu, cum? Măi, o căpățână face 40 de bani. Da. Și 6 ciocolate pernuțe la 10 bani, cât face? Aha. Mă gândeam că vrei... Băi, du-te, dracu, du-te, că stai aia notă mai mare la Olimpiada la mate decât tine. Băi, Vasile Bocea... Partea 2 de informații. Poliția comunitară din sat. Așa, zic că sunt niște proști, băga mea și pula în gura lor. Nu comentează tu, mă. Băi, salam aleikum. Detectiv Vasile Bocea. Venea pe un drum de țară și o mașină de poliție comunitară făcea așa. Și eu curios am aprins lanterna să văd cine e mașina. Cine crezi că era? Cine? O prostituată cu un polițist de la poliție. Pe nume? Comunitar. Pe nume? Pe nume nu știu, că era dezbrăcat, dar... Pe nume el, el pe nume? Pe nume el XW. Și pe ea? Dacă era VCX-ul meu. VCX-ul. Ei, ăsta știe ce știe, hai, asta? Mai departe. Îl știi că cu este acest? Ale zălui. Pe mama lui o cheamă Cheța și pe tasul nașu. Ia, dă-ți-va, dă-ți-va. Băi, băgați-a și pula în unghiul tău. Sarcăcianul Constantin. Ei, uite acolo. Lasă-mă că dau interviu la... Să la ProTV, așa. Ce-a făcut ăla, s-au ajuns din mașină acolo? De ce, mă, Becali, ce... Gigi Becali. Eu îmi trag mai multă curentă. Oh, hei, stă-ne oare. Mă, te chizează să știi pula mea. Gigi Becali, hey. Gigi Becali, trag. Bă, lăi! Lasă-mă, filmează-mă. Da, bă, clar. Te frică de Becali, te frică! Te așteaptă Cici Becali, treal. Valiza! Valiza! Două milioane de euro, valiza! Stă-le! Ăia s-au atins, mi se pare, mă, și ăla a plecat. Ce treal de-a după el? Vectoare, bagă-ne și-a sprint! S-au atins, să iau.